La polizia moldava ha arrestato alcune persone appartenenti a un gruppo filorusso assoldato per destabilizzare il paese. Un progetto che va avanti da molto tempo, secondo il governo di Chisinau. Così il ministro della difesa. Pericoli așa numitui război hibrid, care se manifestă prin dezinformare, fake news, care se reflectă prin tensiunile în societate pe care Federația Rusă încearcă să le exerceze cu scopul de schimbarea ordinii politice, de destabilizarea situației și de răsturnarea puterii. La presidente della Moldova, Maia Sandu, ne aveva già parlato con il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, alla conferenza sulla sicurezza di Monaco. In primo rând, c'è una întrebare politica, asupra căruia sunt foarte multe discuții. Pentru noi este principal să avem o cooperare cu NATO, ceea ce noi ne-am propus și împreună cu colegii am reușit în ultimul an să aprofundăm această cooperare. Oltre alle infiltrazioni antigovernative, per Chisinau il problema resta quello della Transnistria, un territorio a maggioranza russofona che può essere usato da Mosca come base per altre operazioni di destabilizzazione.